Să știți că de câte ori îmi este greu, gândul îmi zboară spre organizația de femei. Și de fiecare dată mă gândesc că nu am voie să vă dezamăgesc și că nu am voie să fac niciun pas în spate. De aceea, vă asigur că am determinarea să merg mai departe. Am determinarea să conduc acest guvern până când coaliția de guvernare va spune stop. Nu mă intimidează nici jignirile, nu mă intimidează nici acuzele unora sau altora, atâta timp cât am certitudinea că România merge pe un drum bun și că iau decizii bune pentru români. Vreau să invit femeile din Partidul Social Democrat, dar și toate femeile, să ne unificăm eforturile și să aducem normalitatea în România. Să aducem liniștea în România, să încercăm să unim toate forțele și să încercăm ca în anul centenar să fim mai buni. Cred că femeile pot face acest lucru. Au dat întotdeauna dovadă de echilibru, de stabilitate și cred că trebuie un efort comun, un efort conjugat ca să încercăm ca această scindare a societății românești să înceteze și să ne coordonăm eforturile pentru bunăstarea românilor, iar noi, în mod special, pentru a pune în aplicare programul de guvernare.